astăzi vă oferim câteva recomandări privind prevenirea înșelăciunilor. Le aveți repete pe spate, pe vers. Le știți, dar vă rog să le recitiți. Și de asemenea să respectați și normele sanitare în vigoare, da? Da, da, am și la mine. Bun, foarte bine. Bine. Oferim câteva informații utile pentru a evita înșelăciunile și de asemenea vă recomandăm să respectați normele sanitare aflate în vigoare, da? Da. O zi frumoasă să aveți. Înșelăciunile pot fi evitate. Polițiștii ieșeni au împărțit pliante pentru a preveni înșelătoria în mediul online. Unul dintre sfaturile pe care polițiștii le-au dat oamenilor a fost acela de a nu da nimănui datele cardului bancar pentru a primi o sumă de bani. Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității Iași împreună cu polițiștii de la secția 3 Poliție Urbană Iași desfășoară o acțiune pentru prevenirea faptelor de natură penală și contravențională. Ne referim aici la prevenirea înșelăciunilor, în special în mediul online, dar de asemenea acționăm și pentru a transmite recomandări cetățenilor cu privire la necesitatea respectării măsurilor dispuse în contextul pandemiei de COVID-19. Măsurile pentru a preveni riscurile îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 sunt mereu într-o continuă schimbare. Astfel, polițiștii le recomandă oamenilor să fie mereu informați și să respecte cu strictețe recomandările. Le transmitem ieșenilor că este important să poarte masca de protecție, inclusiv în spațiile publice deschise pentru siguranța lor și să respecte și cealaltă măsură impusă, precum măsura privind interdicțiile referitoare la libera circulație în intervalul orar 25. Polițiștii și celelalte instituții cu atribuții în domeniu vor mai desfășura astfel de acțiuni de informare în legătură cu măsurile stabilite la nivel național și pentru prevenirea și combaterea răspândirii virusului COVID-19, dar și pentru a se asigura că ieșenii respectă regulile.